Dragii mei, vă salut și eu în această dimineață și vă spun sincer că tare bine îmi pare că am ajuns din nou acasă. Știu că unii m-ați dat dispărut, dar iată-mă că am revenit. Pe 4 august am fost la biserica din Tulcea, unde unul dintre pastori și-a sfârșit lucrarea acolo și a fost înlocuit de altcineva. Și apoi, din când în când, trebuie să mai ajung la Bistrița, că dacă mi-am luat nevastă de acolo, copiii când erau mici, și se plictiseau pe drum spre Bistrița, toți spuneau de câteva ori: tată, dar n-ai putut să o găsești pe mama mai aproape. Mă rog, eu am găsit-o aproape, că ea a venit la Galați, la facultate, dar rădăcinile erau departe. Așa că a doua duminică din august am fost în Bistrița. Iar duminica trecută am fost la Toflea. Ei au avut acolo o săptămână de evangelizare care s-a sfârșit cu un botez. Așa se face că trei săptămâni, la trei duminici la rând, am lipsit din adunarea bisericii noastre și mă bucur încă o dată foarte mult să fiu acasă, să vă revăd pe fiecare dintre dumneavoastră. Miroase a vacanță peste tot aici. Cred că se vede lucrul acesta, nu-i așa? Dar e normal, există și perioade în care oamenii se odihnesc, pleacă în concedii, vacanță. La începutul pastorației mele n-am înțeles fenomenul ăsta. Eram pastor la templu și discutam cu o persoană foarte îngrijorat și îmi ziceam, era tot așa luna august, ziceam: ceva s-a întâmplat, cred că toată biserica s-a necăjit, s-a supărat pe mine, n-am idee ce se întâmplă, nu mai vin frații la biserică. Și o femeie în vârstă, trecută prin viață, m-a bătut pe omul și a spus: stai liniștit, zice, să vorbim pe 15 septembrie. Pe 15 septembrie, când școala începe, toată lumea se adună acasă. Haideți să ne oprim acum la cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață. Faptele Apostolilor, capitolul 6, de la versetul 8, până la capitolul 8, versetul 3. Ștefan, primul martir creștin, Ștefan, credincios până la moarte. Există un mit printre unii creștini care spune că, de obicei, acesta este împărtășit de cei care cumva cred în Evanghelia Prosperității sau Cuvântul Credinței, care spune cam așa: dacă ești credincios lui Dumnezeu, nu vei avea parte de suferință. Numai oamenii care sunt păcătoși, care nu au suficientă credință, numai aceia suferă, numai aceia se îmbolnăvesc, numai aceia au probleme. Realitatea, în schimb, ne arată că de-a lungul istoriei, urmașii lui Hristos au avut parte de suferință în viața aceasta și ea a îmbrăcat nenumărate forme. Suferința câteodată vine în forme care ne lasă perplexi. Nici nu ne-am așteptat că în modul acela va veni. Cu foarte mulți ani în urmă am citit o carte, Credincioasă până la moarte. E povestea unei femei tinere care prin anul 1395, undeva în Anglia, a fost invitată de cineva să asculte o slujbă. A ascultat o singură predică. Cineva i-a înmânat o evanghelie, nu mai țin minte care, și pentru că nu erau multiplicate, erau scrise de mână, se traducea cumva pe bucățele în limba engleză, femeia aceea la lampă copia evanghelia respectivă. Familia a văzut lucrul acesta, a fost destul de deranjată. Lucrul acesta a devenit atât de grav și, ca să scurtez povestea, femeia aceasta a plătit cu viața faptul că și-a permis să scrie Evanghelia cu mâna ei. O singură predică în viața ei a ascultat și a citit o parte dintr-o Evanghelie cât a apucat să scrie. Și pentru credința ei, în vremurile acelea întunecate din punct de vedere religios, ideologic, a plătit cu viața. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, câte predici ați ascultat? Le știți numărul? Și în timp ce noi ascultăm atâtea predici, și slavă Domnului că suntem binecuvântați cu o comunitate în care cuvântul lui Hristos este predicat, sunt atâția oameni care n-au auzit niciodată Evanghelia. Dar ca să vin în vremuri mai aproape de noi, în vara anului 2014, militanții din așa numitul stat islamic ISIS a avansat în Siria și în partea de nord a Irakului.
Și pe măsură ce intrau în fiecare sat, marcau casele și afacerile creștinilor cu litera N de la Nazarinean. Și acest simbol a devenit modul în care au fost identificați, apoi amenințați credincioșii și creștinii, care în cele din urmă au luat decizia fie să fugă sau să se convertească la islam. Peste 100.000 de creștini au fost nevoiți să fugă în căldura sufocantă. Cei mai mulți dintre ei au scăpat doar cu hainele de pe ei, iar mulți au murit pe drum sau au fost luați de către ISIS. Despărțiți de cei dragi, acești creștini îndrăzneți au refuzat să se lepede de Hristos. Erau dispuși să dea totul pentru Mântuitorul, care la rândul lui își dăduse viața pentru ei. Dacă intrați pe vocea martirilor.ro, puteți să descărcați cartea aceasta cu povestea asta, este gratis. Haideți acum să ne uităm la Ștefan. Ștefan, credincios până la moarte. Deschideți, vă rog, Biblia la capitolul 6 și pentru început aș vrea să citesc de la versetul 8 până la versetul 11. Acuzarea lui Ștefan, pagina 1062, pentru cei care urmăriți în traducerea Cornilescu. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți venea la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a izbăviților sau a oamenilor liberi, a cirineilor și alexandrienilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărătat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Amin. Uitați-vă la versetul 7. Ce trezire spirituală de proporții are loc în Ierusalim. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea mult. Numărul ucenicilor, a celor care îl urmau pe Iisus, se înmulțea mult în Ierusalim. Și peste toate acestea, o mare mulțime de preoți ai iudaismului se întorceau la credință. E ceva, cum zice generația asta tânără, un vibe foarte puternic în Ierusalim. Ceva se întâmplă, toată lumea vorbește despre Iisus, toată lumea întreabă cine este Mântuitorul și nu doar atât. Se întorc la credință, viața lor este schimbată. Și din mulțimea aceasta de credincioși răsare un lider care va plăti cu prețul vieții credința lui, Ștefan. Începând cu versetul 8, avem această focalizare pe diaconul evanghelist Ștefan. Duminica trecută ne-a fost prezentată ordinarea ca diacon al lui Ștefan. Este unul dintre cei 7 diaconi ai bisericii din Ierusalim. Nu știm cât a slujit ca diacon. O fi slujit o lună, un an, câțiva ani, nu știm. Dar nu vă surprinde pe dumneavoastră, pe mine mă surprinde și mă doare câteodată, de ce anumiți oameni cu o chemare specială din partea lui Dumnezeu, oameni care au ajuns la o anumită maturitate, pe care Dumnezeu îi folosește, atât de repede sunt luați. Parcă ai spune, era normal omul acesta în care s-a investit atât să trăiască până la adânci bătrânețe, pentru ca toată înțelepciunea și slujirea aceea să o poată oferi oamenilor. Lucrurile nu se întâmplă deloc așa.
Iată câteva calități ale acestui bărbat. Versetul 8. Ștefan era plin de har. Anumite traduceri spun plin de credință și de putere. Două trăsături importante care au o consecință pe care o găsim exact în același verset. Și făcea minuni și semne în norod. Versetul 10 din același capitol ne mai dă câteva detalii despre Ștefan. Dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Era împuternicit de Duhul Sfânt să trăiască o viață care să-L reflecte pe Mântuitorul Său. Și așa după cum Iisus era plin de Duhul și înțelepciune, la fel este și Ștefan. Nu pentru că el poseda aceste lucruri prin sine, ci pentru că Duhul Sfânt locuia în el. Mi-amintesc dialogul meu cu câțiva ani în urmă cu fiica mea Evelin, care tocmai citea cartea Faptele Apostolilor și îmi spune: tată, tu ai văzut că aproape orice creștin din cartea asta experimentează umplerea cu Duhul Sfânt? Tu ai observat că oriunde se duce Evanghelia, se întâmplă ceva și oamenii experimentează umplerea cu Duhul. Da, este foarte adevărată observația aceasta pentru oricine citește cartea Faptele Apostolilor. Găsești o biserică curată, vibrantă, plină de pasiune și toate acestea vin de la această resursă pe care Mântuitorul a promis-o bisericii sale chiar la începutul cărții Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, ca să fiți martori. Ei bine, Ștefan este ales să fie unul dintre diaconi, unul dintre cei 7, printre altele, și pentru că este plin de Duhul Sfânt. Până la urmă, ești controlat de ceea ce te umple, nu-i așa? Erau pe vremuri mașinile lipsite de senzorul care, sau pompele de benzină mai corect, lipsite de senzorul care să te anunțe când s-a umplut rezervorul. Și nu știu dacă careva v-ați murdărit cu benzină pe vremurile alea, dar dacă te apucai să-ți faci plinul, știai că ți s-a umplut rezervorul când sărea benzina pe tine. Pentru că ce era în rezervor, sărea afară, nu-i așa? Așa e și cu noi. Dacă vrei să știi de ce ești plin, uită-te ce dă afară din tine, nu-i așa? Când te uiți la Ștefan, n-ai cum să nu vezi lucrul ăsta. Ștefan e plin de Duhul. Este plin de credință. Este plin de putere. Este plin de înțelepciune. Este o persoană cu o reputație bună. Un apărător al credinței. Nimeni nu putea să-i stea în calea argumentării sale. Este primul diacon din biserică și devine primul martir al bisericii creștine. Se pare că Ștefan este un iudeu vorbitor de limbă greacă, e unul dintre cei numiți eleniști. Eleniștii sunt cei care s-au născut în afara graniților Israelului, vorbitori de greacă, adică nu vorbeau în aramaică sau ebraică. Și în Ierusalim erau câteva sinagogi ale iudeilor vorbitori de limbă greacă, veniți și ei din diverse părți ale lumii. Ștefan este cunoscut acestor comunități pentru că este unul dintre ei. Se pare că el chiar le-a predicat în limba greacă și a ajuns să depună mărturie despre credința în Domnul Iisus Hristos. Iată 5 sinagogi. În versetul 9, sinagoga izbăviților sau a oamenilor liberi. Aceasta era sinagoga formată dintre iudeii care au fost sclavi la Roma, în Imperiul Roman în general, dar care au fost lăsați în libertate și s-au întors la Ierusalim și au format sinagoga oamenilor liberi, sinagoga izbăviților. Apoi, tot în versetul acesta, mai avem două grupuri venite din Africa.
sinagoga cirienilor și alexandrinilor. Și apoi, tot în versetul acesta, avem două grupuri venite din Turcia de astăzi, din Cilicia și din Asia, două provincii romane. Când auziți Cilicia, probabil că vă gândiți la faptul că capitala acestei regiuni este Tars, iar de acolo vine un bărbat foarte proeminent, un om erudit, educat, inteligent, pe nume Saul, care este și el prezent la uciderea lui Ștefan, dar nu doar că este prezent, se pare că el și-a dat acordul. Ei bine, Ștefan predică și face minuni printre oameni și deodată stârnește gelozia acestor, invidia acestor greci iudei care au intrat într-un dialog cu Ștefan și nu puteau rezista înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Interesant. Ștefan nu era un fariseu educat, era grec. Ștefan nu a avut o diplomă în teologie. Cum o fi reușit să facă față acestor experți religioși? Oare nu cumva în viața lui s-a împlinit ceea ce a promis Domnul Iisus Hristos discipolilor săi în Luca capitolul 21, versetul 12 până la 15? Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe. Vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor, din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Și ascultați ce spune versetul 14. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Aceasta e promisiunea lui Iisus. Nu e așa că și tu ți-ai făcut griji când te-ai întors la Domnul? Cum o să răspund celor din familie? Dar colegilor de serviciu, dar șefului meu și cei care am fost credincioși în perioada comunistă, ne gândeam cu groază cum va fi întâlnirea cu secretarul de partid și cu securistul unității economice în care locuiam și cu oamenii care aveau o înțelegere atee, materialist, dialectică, istorică cu privire la viață. Dar, dragii mei, promisiunea Domnului Iisus Hristos a fost valabilă pentru Ștefan, a fost valabilă pentru credincioșii care au suferit de-a lungul timpului și este valabilă și pentru noi astăzi. Țineți bine minte. Nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Slavă Domnului pentru această promisiune. Dar mulțimea asta de iudei, greci, pornită împotriva lui Ștefan, n-au putut să-l învingă. Și atunci, ca și astăzi, au fabricat o acuzație falsă. Au răstălmăcit ceea ce el a predicat despre împlinirea a ceea ce a spus Moise și legea în Iisus și l-au acuzat pe nedrept de blasfemie împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Și iată versetul 13 și 14. Au scos niște martori mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. O acuzație falsă, exact cum și Mântuitorul nostru a fost acuzat pe nedrept. Cum ai răspunde unei astfel de situații? Ai fost vreodată acuzat pe nedrept pentru că ești creștin? Dacă mâine ți se va întâmpla lucrul acesta, oare cum vei acționa? Oare cum voi acționa? Răspunsul nostru la o acuzație falsă ar putea să ne determine să jucăm rolul avocatului, să ne dovedim nevinovăția pentru a ieși din acea situație.
Nu vă surprinde că Ștefan nu-și apără propria piele? Ci el știe că e chemat să fie discipol al Domnului Iisus Hristos și el vede lucrul acesta ca pe o ocazie să fie martor. Și Ștefan va trece la ofensivă. Le arată de fapt că ei sunt vinovați. Ei au călcat legea. Ei l-au respins pe Dumnezeu. Și apoi Ștefan este luat și dus în fața soborului, ne traduce nouă Dimitri Cornulescu aici, a se înțelege în fața Sanhedrinului, acel for care altădată l-a judecat și l-a condamnat pe Iisus. Același for în fața căruia a stat Petru, Ioan și ceilalți apostoli. Și în fața acestei audiențe, Ștefan înțelege că Dumnezeu i-a dat oportunitatea să fie martor și ține una dintre cele mai lungi predici pe care o găsim consemnată în Noul Testament. Capitolul 7 surprinde predica lui Ștefan. De la versetul 2 până la versetul 53, Când lui Filip îi spun Remu, zice, bunicule, eu sunt Filip. Văd că acum pățesc și cu oamenii Scripturii. Da? Ștefan îi conduce printr-o călătorie din care ei trebuie să înțeleagă modul în care Dumnezeu a pregătit lucrurile pentru ca Hristosul de care ei s-au lepădat să fie împlinirea legii și a promisiunilor lui Dumnezeu. Începe cu Avram. De la versetul 2 până la versetul 8, Dumnezeu îl cheamă pe Avram din Ur, din Irakul de astăzi. Îl duce în Canaan, în locul pe care îl promite Dumnezeu că îl va da ca țară și orice seminție a pământului va fi binecuvântată prin el. Și apoi de la Avram se mută la un alt lider proeminent, la Iosif, de la versetul 9 până la versetul 19. Iosif, urât și respins de frații săi, vândut în cele din urmă în Egipt, dar Dumnezeu a fost cu el și a devenit într-un anume fel salvatorul poporului său. Și iată-l pe tânărul acesta care ajunge și el departe în Egipt, ca apoi familia lui pentru 430 de ani să rămână în creuzetul acesta în care Dumnezeu forma un popor mesianic prin care urma să se reveleze lumii întregi. Apoi Ștefan de la versetul 20 până la 43 să treacă la o altă figură foarte proeminentă, la Moise. Moise care are o istorie foarte interesantă. Dumnezeu este cu el de la naștere. Și Dumnezeu face din el salvatorul poporului său, dar care pentru o vreme este respins ca să ajungă 40 de ani la Madian, în pustiu, ca acolo Dumnezeu să formeze caracterul unui lider puternic care trebuia să scoată un popor de robi cu o mentalitate de sclavi și să-i ducă în țara pe care Dumnezeu a promis-o. Dar e foarte interesant versetul 37 din predica lui Ștefan. Și Ștefan aici vorbește despre o declarație pe care altădată a făcut-o Moise. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. Mie mi se pare că Ștefan construiește predica extraordinar, ducând-o spre punctul acesta în care ei să înțeleagă că cel pe care tocmai l-au răstignit, pe care l-au respins, nu este altul decât cel despre care Moise, profetul lor, în care ei credeau, vorbea că va veni cândva. Și apoi trece la cort și la templu, de la versetul 44 până la versetul 50. Este cortul mărturiei în pustie. Mai târziu Solomon va construi un templu și acolo în cortul acela, în mijlocul taberei, Dumnezeu a spus: mă voi manifesta, veți ști că sunt împreună cu voi.
Și în acest context Ștefan îl citează pe Isaia, pe profetul Isaia, în versetele 49 și 50 din capitolul 7. Și iată ce spune Isaia, Dumnezeu prin Isaia: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul acela, locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Dacă observați, de aici urmează puncte, se pare că n-a mai fost consemnată predica lui Ștefan. Probabil că a fost o predică foarte amplă, plină de argumente, este un apologet puternic. Da, Ștefan de fapt aici vine și spune: Dumnezeu este creatorul. El nu poate fi limitat de o clădire, cortul întâlnirii, templu pe care îl construiește Solomon. Dumnezeu a cerut lui Moise să-i facă cortul întâlnirii și a dat mai târziu binecuvântarea lui David și lui Solomon să-l transforme într-o clădire consistentă. Ambele variante au fost voia lui Dumnezeu. Nu era greșit ca ei să facă templul, dar este greșit atunci când îl limitezi pe Dumnezeu necuprins în timp și spațiu, infinit, între niște ziduri. Da, Dumnezeu, te uiți aici, s-a arătat, Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a trimis, Dumnezeu a promis, Dumnezeu a pedepsit, a salvat. Dumnezeu este suveran, lucrează cum vrea, face ceea ce vrea, pentru că pământul și universul întreg sunt ale Lui. Și apoi Ștefan ajunge la punctul culminant al predicii sale, versetele 51 până la 53 din capitolul 7. Oameni tari la cerbice, wow, ce cuvinte, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce au venit mai dinainte, cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați osândit. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Observați, Ștefan se întoarce la limbajul profeților Vechiului Testament și are un mesaj care pătrunde întreaga lor ființă. Sunteți încăpățânați, sunteți exact ca părinții voștri, voi călcați în picioare legea lui Dumnezeu, voi respingeți cuvântul lui Dumnezeu, voi ați ucis în trecut părinții voștri pe profeți și același lucru îl faceți și voi. Și apoi urmează acuzația lui Ștefan. Liderii religioși ai Israelului sunt de fapt cei care se fac vinovați de încălcarea legii și de respingerea lui Dumnezeu. L-au acuzat pe Ștefan de blasfemie împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu și de vorbire împotriva templului și a legii. Au inventat acuzații false, similar cu situația în care s-a găsit Mântuitorul, pornind de la o afirmație pe care Mântuitorul a făcut-o în Ioan capitolul 2 cu versetul 19, când spunea: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. El nu vorbea despre templul făcut de Solomon, vorbea despre trupul său. Este acuzat pe nedrept de blasfemie la adresa templului. Dragii mei, să nu vă speriați de faptul că de-a lungul istoriei creștinii au fost acuzați de nenumărate ori pe nedrept. Eu sunt mai mult decât recunoscător lui Dumnezeu pentru că trăiesc o etapă a vieții mele într-o țară în care pot să manifest credința liber. Să știți că lucrul acesta este mare har. Eu, mai puțin, unii dintre dumneavoastră poate mai mult, am trăit și în perioada comunistă. Să știți că lucrurile erau foarte diferite. În momentul în care se știa că ești credincios, totul se schimba. Da, de la șeful de echipă până la directorul fabricii sau indiferent unde lucrai,
Erai plimbat ca de la Ana la Caiafa, amenințat? Și dacă erai pe listă să primești apartament, că, mă rog, unii tânjesc și acum după vremea comunistă, ce bine era atunci că aveam toți o casă. Eu nu tânjesc absolut deloc. Cred că v-am mai spus lucrul ăsta, puteți să mă criticați, dar pentru mine comunismul nu îmi aduce nicio amintire plăcută, decât faptul că atunci l-am cunoscut pe Domnul și m-am întors la el. Dar știți cum făcea, venea, cred că secretarul de la partid, dacă mai rețin bine, și spunea, ție să-ți dea Dumnezeu apartament, că tu crezi în Dumnezeu. Sau dacă se întâmpla să fii profesor, ajungeai muncitor necalificat, pentru că nu puteai fi profesor în învățământ, pentru că ai fi influențat pe alții, pe alții să creadă în Hristos. Dar și au fost inventate tot felul de povești. Vă amintiți când era povestea aceea că sectanții sug și beau sângele copiilor? Da, mi-amintesc, lucram la electrocentrale. În fiecare zi se povestea de ce fac sectanții. Eu eram sectantul printre ei. Ați mai auzit că Micro 40 a fost prins unul. Știți cum s-a terminat toată povestea aia? Mă rog, sper că e adevărată, cum am auzit eu. Că într-un oraș, că era zvonistica creată de tovarășii care trebuiau să denigreze, da? Erau câțiva securiști care trebuiau să-și facă treaba într-un cartier și o femeie, când a văzut de la bloc la bloc umblând, a început să strige de la balcon, sectanții ne iau copii și le suc sângele. Știți ce a urmat, nu? Ce bănuiți, au ieșit toți din blocuri să-i prindă pe sectanții. Începând cu a doua zi, știrea falsă a dispărut. Dragii mei, pregătiți-vă, înarmați-vă. Din punct de vedere mental, oamenii nu vor spune lucruri adevărate despre noi, vor fi unii care vor spune, dar ne vor fi fabricate dosare, pentru că așa s-a întâmplat de-a lungul istoriei. Cine vrea să trăiască pentru Hristos va avea parte și de persecuție. Așa că mă opresc o clipă și spun, slăvit să fie Domnul pentru libertatea pe care o avem. Prețuiți-o! N-a fost întotdeauna așa. Și nici nu știm dacă va fi întotdeauna așa. Prețuiți-o! Dumnezeu ne-a dat o perioadă de har. Putem predica Evanghelia oriunde, oricui. Ăsta este un har extraordinar. Da, Ștefan trece la ofensivă. Argumentează, dar liderii religioși n-au putut primi. Iată cum este prezentat martirajul lui Ștefan, începând cu versetul 54. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăiau pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mă rog, imaginea asta este copleșitoare. Este un om asupra căruia încep să curgă pietrele. Urma să moară. Și asta este imaginea pe care o are primul martir, cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu care este în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Nu știu, pot specula, este în picioare și a vrut să fie o încurajare pentru Ștefan? Ștefan, sunt gata să te primesc? Este în picioare pentru că așa își îndeplinește rolul de mare preot astăzi, dar este frumos ca în momentele de persecuție maximă să știi că cerul este deschis și Hristos este la dreapta lui Dumnezeu. Și mă rog ca această imagine să fie peste noi atunci când vom fi persecutați pentru Hristos. Atunci când vom suferi pentru Hristos. Și a zis versetul 56, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate, l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, notați tânărul acesta, numit Saul.
Și au aruncat cu pietre în Ștefan și urmează ceva care din nou mă copleșește, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și uitați cum se termină paragraful. Și după aceea, cu aceste vorbe, a dormit. Pentru că asta este moarte pentru cel credincios. A dormit în așteptarea măreței zile când Hristos va reveni. Da, Saul, tânărul acesta, se învoiește la uciderea lui Ștefan. Și în ziua aceea, spune capitolul 8, s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Și iată din nou Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Uitați-vă ce face mânia oamenilor care sunt confruntați cu realitatea inimii. Scrâșnesc din dinți la fel ca niște animale. Pentru că nu este furie mai înfricoșătoare decât aceea a unei persoane căreia i-a fost expusă ipocrizia. Dragii mei, nu este ușor să rostești rugăciunea lui Ștefan atunci când ești prigonit, dar este divin. Tată, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Tu ai pe cineva în dreptul căruia în această zi ar fi bine să poți rosti această rugăciune, cineva care te chinuie, te nedreptățește, care ți-a produs foarte multă amărăciune, poate chiar și ura a încolțit în inima ta. Ai pe cineva în această dimineață în dreptul căruia poți rosti această rugăciune: Doamne, nu-i ține în seamă, iartă-l. Prigoana a fost permanentă, să știți, asupra credincioșilor. Niciodată în lume n-au fost mai mulți credincioși persecutați decât acum, când noi experimentăm în țara noastră libertate. Uitați-vă la harta aceasta, care arată unde este cel mai greu să fii urmaș al lui Hristos. Cel mai greu este în Coreea de Nord. Afganistan, Somalia, Libia, Pakistan, Eritrea, Yemen, Iran, Nigeria, India, și asta doar ca să notăm primele 10 țări unde se suferă enorm pentru Hristos. În fiecare zi, 13 creștini din întreaga lume sunt omorâți pentru credința lor. În fiecare zi, 12 clădiri de biserici sunt atacate. În fiecare zi, 12 creștini sunt arestați, întemnițați, iar alții 5 sunt răpiți. Asta e lumea noastră în care trăim acum. Dar aș vrea să-ți adresez o întrebare. Tu unde te vezi în această narațiune? Când te uiți la toată povestea asta a lui Ștefan și a celorlalți care participă la tabloul acesta, tu unde te vezi? Prin ceea ce ești și ce faci, cu cine te identifici de aici, din tabloul acesta? Nu-i așa că toți am vrea să spunem cu Ștefan? Uitați-vă cum îl reflectă Ștefan pe Iisus. A fost plin de har, plin de credință și de Duhul Sfânt, la fel ca Iisus. A vorbit cu o înțelepciune la care nu s-a putut răspunde, la fel ca Iisus. A îndurat un proces nedrept, la fel ca Iisus. A predicat cuvântul și împlinirea tipologiilor Vechiului Testament în Iisus, la fel ca Iisus. A suferit și a murit, la fel ca Iisus. S-a rugat pentru a fi iertați cei ce îl ucideau, la fel ca Iisus.
Oh, ce strălucește bărbatul acesta. Da, desigur, în mod natural, noi am vrea să ne vedem că suntem ca Ștefan, considerându-ne cumva asemănător cu el în această narațiune. Aș vrea să vă invit să reflectăm asupra acțiunilor noastre, asupra atitudinilor noastre, văzute prin prisma liderilor religioși care l-au omorât cu pietre. Și s-ar putea să vedem și în viața noastră ceva de la ei. La fel ca liderii religioși din vremea lui Ștefan, și noi iubim astăzi foarte mult tradițiile noastre, obiceiurile noastre, templul nostru, clădirea bisericii noastre. Da, le iubim. Religia a devenit ceva ce facem noi la templu, ca și cum Dumnezeu ar fi limitat doar între zidurile clădirii bisericii de la ora 10 la ora 12 sau pentru numele lui Dumnezeu să te ferească Dumnezeu să depășești ora, nu-i așa? Dar în realitate, Dumnezeu nu este limitat într-o clădire, ci Dumnezeu lucrează cum vrea, unde vrea. Religia adevărată nu este doar o întâlnire cu Dumnezeu într-un templu, ci să fim poporul lui Dumnezeu 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Pentru că biserica lui Hristos în cea mai mare parte a timpului este o biserică împrăștiată. Iar duminică dimineața această biserică împrăștiată se adună împreună și noi câteodată facem greșeala aceasta și spunem mă duc la biserică, nu-i așa? Sau noi de aici din față zicem bine ați venit la biserică. Nu, e tare nebiblică exprimarea aceasta. La fel ca Israel în pustie și noi s-ar putea să ne creăm vițelul nostru de aur pentru noi înșine. Ca liderii religioși din vremea lui Ștefan, mulți au o idee despre Dumnezeu în mintea lor care nu seamănă deloc cu Dumnezeul revelat în Sfânta Scriptură. Iată cum poate fi construit un Dumnezeu fals în mintea noastră. Un Dumnezeu care ne acceptă așa cum suntem și care nu se așteaptă să ne schimbăm. Pentru că El ne iubește cum suntem, asta înseamnă că putem rămâne la fel. Am văzut cu mai mulți ani în urmă la cineva care supărat și-a pus pe Facebook: eu nu sunt ca semaforul să mă schimb tot timpul. N-aveți de când să mă primiți cum sunt. Am putut să citesc acolo frustrare, probabil că cineva, nevasta, îi spunea: măi omule, mai schimbă-te și tu. Și el a vrut să știe toată lumea că nu-i ca semaforul. Dragul meu, frate și soră, dacă ai o astfel de mentalitate despre Dumnezeu, dă-mi voie să spun că este falsă. Dar Dumnezeu te iubește așa cum ești, dar nu vrea niciodată să rămâi așa cum ești. El vrea să te schimbe din temelii. Apoi o altă percepție greșită este un Dumnezeu care nu ne-ar cere niciodată să ne simțim neconfortabil sau să ieșim din zona noastră de confort. Dumnezeu este așa, cineva care ne cocoloșește tot timpul, să fie totdeauna bine ființei noastre. Apoi o altă înțelegere greșită, un Dumnezeu care nu ne-ar cere niciodată să ne dăm viața pentru El. Sau un Dumnezeu care stă confortabil, static, undeva în clădire și așteaptă ca noi să ne adunăm și să începem slujba noastră săptămânală. Sau poate e un Dumnezeu care e ok și dacă mor mai așa o cântare, rostește o rugăciune care nu se aude nicăieri, cumva Dumnezeu știe ce este acolo în sufletul tău. Un Dumnezeu care este mulțumit atât timp cât ai grijă de facilitățile clădirii bisericii, din nou, da? Să-ți păstrezi obiceiurile și tradițiile. Un Dumnezeu care îi foarte mulțumit că tu ții fără să schimbi nicio tradiție și nici un obicei. Da, ăștia sunt liderii religioși din vremea respectivă. Dar oare nu ne prinde și pe noi spiritul acesta câteodată? Cât de asemănători suntem noi cu ei? Da, Dumnezeu este suveran, cred că spun a treia oară lucrul acesta astăzi, și lucrează în istorie cum vrea, pentru a-și atinge scopurile Lui, nu pe ale mele. Chiar și moartea lui Ștefan s-a transformat într-o binecuvântare, pentru că eruditul care stătea
acolo dându-și acordul pentru uciderea lui Ștefan, va deveni marele apostol Pavel, care va duce Evanghelia până la Roma. La cumpăna veacului 2 și 3, scriitorul creștin african Tertulian spunea: sângele martirilor este sămânța creștinilor. Și acolo, în timp ce Ștefan murea, se nășteau alți creștini cu care Dumnezeu urma să-și continue lucrarea. Cartea Faptele Apostolilor nu este terminată. Cartea Faptele Apostolilor încă se scrie. Un capitol va fi și capitolul tău. Va fi și capitolul meu. Va fi povestea vieții noastre trecută acolo. Cum am trăit pentru Hristos. Aș vrea să închei, frații mei, cu Matei, capitolul 10, cu versetul 39, cuvintele Mântuitorului, și invit echipa de laudă și închinare să vină aici. Cine își va păstra viața, o va pierde, spunea Iisus. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Dragul meu, nu știu ce trăire ai în această dimineață, uitându-te la acest bărbat plin de înțelepciune, de Duhul Sfânt, apologetul acesta care îl mărturisește fără teamă pe Hristos. Dar aș vrea să te invit să nu pierzi niciodată din vedere. Hristos a spus că ne trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor, dar ne-a făcut și o promisiune: și eu voi fi cu voi până, spuneți dumneavoastră mai departe, sfârșitul veacurilor. El este și cu noi. Și chiar dacă trebuie să suferim pentru Hristos, El va rămâne de partea noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea, înainte de a cânta cu toții, să vă ofer posibilitatea fiecăruia dintre dumneavoastră să veniți cu inima înaintea lui Dumnezeu. Cine sunteți în această narațiune? Haideți să ne cercetăm din perspectiva asta. Ne rugăm împreună.